Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiectele ediției. Guvernul României nu a primit nicio solicitare din partea executivului de la Chișinău pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură din Republica Moldova, spune premierul român Ludovic Orban. Un focar de peste porcină africană a fost înregistrat în rezervația Pădurea Domnească, în vestul raioanelor Glodeni și Fălești au fost găsiți 10 mistreți morți. Aeroportul internațional Chișinău va avea un terminal de pasager nou. Clădirea va avea o suprafață totală de 55.000 de metri pătrați și va deservi anual 4,2 milioane de pasageri. În ciuda protestelor comunității internaționale, președintele Federației Ruse Vladimir Putin a inaugurat podul feroviar care leagă peninsula Crimeea de Rusia. Guvernul României nu a primit nicio solicitare din partea executivului de la Chișinău pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură din Republica Moldova. Declarația îi aparține premierului român Ludovic Orban și este o replică la afirmațiile făcute de președintele Igor Dodon într-o emisiune televizată. Acesta a justificat împrumutul de 300 de milioane de dolari de la ruși, spunând că partea română nu a dat un răspuns clar privind acordarea acestei finanțări. Некоторые наши партнеры послушали нашу оппозицию, те же румыны, да? Сказали, ну мы еще подумаем. И мы договорились с Россией. Россия готова предоставить 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты. Контактат de TVR Moldova, премьерul român Ludovic Orban a negat că ar fi existat o cerere de sprijin financiar din partea Chișinăului. Din spusele președintelui Igor Dodon, înțelegerea de acordare a creditului din partea Federației Ruse poate fi ratificată la una dintre primele ședințe ale Parlamentului Republicii Moldova de anul viitor. Schimb de ironii între edili, fostul primar interimar Ruslan Codreanu i-a făcut cadou o foarfecă și o panglică actualului primar al Chișinăului Ion Ceban. Care este semnificația acestui gest, aflați din Telejurnal. Pasarele telescopice, fațadă din sticlă structurată, acoperiș vitrat, parcări și condiții aliniate la standardele europene. Așa va arăta noul terminal al aeroportului internațional Chișinău, care urmează să fie construit de anul viitor. Arhitecții au conceput un complex care arată futurist, este inovativ din punct de vedere tehnologic, dar și funcțional. Compania care gestionează principala poartă aeriană a Republicii Moldova a prezentat schița proiectului. Viitoarea clădire va avea o suprafață totală de 55 de metri pătrați și va deservi anual 4,2 milioane de pasageri, de două ori mai mult față de terminalul folosit acum. Vor fi instalate și 5 pasarele telescopice pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. Necesitatea creării unui nou terminal a apărut după ce aeroportul Chișinău a depășit încă din 2018 capacitatea de deservire de 2,8 milioane de pasageri pe an. Avem o formă inedită, deci o numesc o arhitectură de constructivistă care este dominată de suprafețe cu a cincea fațadă, deci cu panouri destul de mari, cu sticle de înaltă calitate și cu forme care ar putea să aducă o arhitectură, spunem așa, sustenabilă. Принцип проектирования – модульная схема. Это значит, что здание должно быть спроектировано с возможностью расширения при минимальных вмешательствах в происходящие технологические процессы. Предусмотрено 5 телескопических трапов для увеличения уровня комфорта пассажиров и уменьшения времени обслуживания воздушных судов. Noul și vechiul terminal vor fi unite printr-o pasarelă de sticlă. Construcția viitorului complex va permite și extinderea lui, astfel încât până în 2035 să aibă posibilitatea să facă față unui flux de 4,5 milioane de pasageri pe an. Avem la bază 3 nivele. Deci primul parterul, etajul 1, etajul 2, mezanin. Noi am putea să mai adăugăm încă 3 etaje, de la cota 0, care putem să îi coborâm până la cota minus 12 metri. Conform contractului de concesiune, pentru terminalul nou sunt estimați 60 de milioane de euro, ceea ce noi am calculat aproximativ
că va costa mult mai mult. Compania Avia Invest planifică să înceapă construcția în 2020. Lucrările vor dura cel puțin 2 ani. După finalizarea terminalului, cel vechi va fi folosit mai mult pentru zborurile low cost. Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusar solicită Procuraturii Generale să prezinte în regim de urgență un raport cu privire la măsurile luate în cazul concesionării aeroportului Chișinău. Încă din 1 octombrie, Comisia Parlamentară de Anchetă privind vânzarea aeroportului cerea anchetatorilor să verifice toate documentele și corespondența dintre autorități și cei implicați în procesul de concesiune. Procuratura Generală trebuia să prezinte un raport pe 18 decembrie, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Aeroportul Internațional Chișinău a fost concesionat în 2013, în ultima zi de mandat a guvernului condus de Vlad Filat, pe motiv că profitul era prea mic. Statul nu și-a pierdut controlul asupra aeroportului internațional Chișinău și este unicul proprietar al acestui obiectiv. Asigurările vin din partea Agenției Proprietății Publice. Chiar dacă autoritățile nu au fost informate despre schimbarea acționarului companiei care administrează aeroportul, bunurile statului sunt protejate pentru că este aplicat sechestru pe activele Avia Invest. Se arată într-un comunicat de presă emis de agenție. Amintim că ieri fostul investitor străin Nathaniel Rothschild a anunțat că se retrage din afacere, iar noul beneficiar al singurei porți aeriene a țării este Comaxavia Airport Invest, companie ce aparține miliardarului rus Andrei Goncharenko. În ajunul Crăciunului, fostul primar interimar Ruslan Codreanu i-a făcut cadou o foarfecă și o panglică actualului edil al Chișinăului, Ion Ceban. Codreanu a scris că de Crăciun fiecare merită un cadou, iar foarfeca și panglica îi vor fi de folos anul viitor lui Ceban pentru inaugurarea proiectelor pe care nu le-a inițiat și la care nu a lucrat. La postarea fostului primar interimar a reacționat un alt fost edil, Dorin Chirtoacă. Acesta a spus că de sărbători cadourile nu se fac în bătaie de joc și a menționat că, dacă am vorbit după această logică, el ar trebui să le dăruiască celor doi un instrument electric de tăiat. Inconștienți la telefon, aproape jumătate din apelurile înregistrate zilnic de operatorii 112 din Republica Moldova sunt false sau abuzive. În telejurnal aflați că astfel este îngreunat procesul de acordare a ajutorului necesar în urgențele reale. Un focar de peste porcină africană a fost înregistrat în rezervația Pădurea Domnească. În plin sezon de vânătoare, între 13 și 20 decembrie, de-a lungul râului Prut, în vestul raionelor Glodeni și Fălești, au fost găsiți 10 mistreți morți. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, virusul a fost confirmat prin teste de laborator. În urma instituirii carantinei, potrivit unui ordin al Agenției Moldsilva, la toate vânăturile trebuie să participe un medic veterinar ce va monitoriza respectarea cerințelor de biosecuritate și va preleva probe din carnea animalelor prinse. Virusul peste porcine africane se transmite prin contact direct între animale sau indirect prin hrănirea cu produse ce provin de la animale infectate. În caz de contaminare, mortalitatea este de 100%. Virusul nu se transmite la om. Numărul mare de accidente rutiere grave și incendii din ultima perioadă a fost principalul subiect discutat la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Responsabilii au fost convocați de premierul Ion Chicu dis de dimineață. El a cerut soluții concrete care să reducă pierderile de vieți omenești. Ședința a debutat cu o informare referitor la numărul de incendii produse în 2019. De la începutul anului au avut loc 1524 de incendii, soldate cu 216 decese. Cele mai frecvente cauze sunt greșelile în construcția și folosirea sobelor sau a centralelor termice. Potrivit responsabililor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, sunt necesare modificări legislative astfel încât să fie restricționată folosirea centralelor termice autonome în blocurile de locuințe. Premierul a solicitat o comunicare mai eficientă a autorităților publice locale cu polițiștii de sector pentru informarea oamenilor despre pericolele exploatării greșite a instalațiilor de încălzire. Al doilea subiect a ședinței a vizat statistica accidentelor rutiere. În 2019 s-au produs 2307 astfel de evenimente nedorite, în urma cărora au murit 232 de persoane. Ion Chicu a solicitat responsabililor să identifice căi eficiente pentru reducerea numărului de tragedii pe drumuri.
Organizațiile de tineret sunt îndemnate să aplice la programul de granturi pentru 2020, un proiect lansat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de la Chișinău. Suma totală alocată pentru acest program este de aproximativ 7 milioane de lei. Astfel, tinerii care vor realiza proiecte la nivel local vor putea beneficia de un grant de până la 200.000 de lei, iar pentru proiectele internaționale vor fi alocate până la 350.000 de lei. Dosarul poate fi depus până pe 31 ianuarie 2020 la sediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Din 11.000 de apeluri procesate zilnic de operatorii 112 din Republica Moldova, peste 5.000 sunt false sau abuzive. Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență îndeamnă utilizatorii să nu îngreuneze procesul de acordare a ajutorului necesar în urgențele reale. Totuși, specialiștii spun că de la lansarea acestui proiect, numărul de apeluri false a scăzut cu aproximativ 33%. Serviciul Unic 112 a fost lansat în luna iulie 2018 și de atunci a procesat peste 4 milioane de apeluri. ...800 de familii nevoiașe din Republica Moldova se vor bucura de un Crăciun mai îmbelșugat datorită multor oameni de bună credință și Asociației de Binefacere Caritas Moldova. În telejurnal aflați rezultatele campaniei de binefacere care s-a desfășurat în acest weekend. În ajun de Crăciun, polițiștii s-au aflat în număr mare în piața centrală din Chișinău. Oamenii legii nu au mers cu colindatul, ci au ridicat peste 20.000 de țigări și 500 de litri de alcool, fără acte de proveniență și fără timbru de acciză. Ofițerii de investigație au prins două persoane de 50 și 59 de ani care vindeau produse alcoolice și de tutungerie contrafăcute. Valoarea produselor ridicate este de 50.000 de lei. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă o amendă de până la 15.000 de lei fiecare. O femeie de 33 de ani, care administra o companie turistică din Chișinău, a fost condamnată la 8 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane. Ea le cerea oamenilor sume mari de bani, spunând că le va obține locuri de muncă în străinătate, dar nu se ținea de cuvânt. În plus, nici nu avea licență pentru acest gen de activitate. Procurorii au reușit să prezinte în instanță cazul la doi soți, care au fost trași pe sfoară de acuzată. Ea le-a promis salarii bune și cazare în condiții decente în Italia, însă ajunși acolo, cei doi au locuit într-o încăpere fără curent electric și apă caldă, iar salariul a fost mai mult simbolic. Pentru asta, păgubiții i-au achitat femeii 4.000 de euro. Pe lângă cei 8 ani de pușcărie primiți, ea nu are voie să lucreze 5 ani în domenii ce țin de angajarea persoanelor și trebuie să le dea victimelor banii înapoi. Cu 10 lei vă puteți rezerva un loc în microbuz și călători în confort. Este vorba de un nou serviciu de care puteți beneficia pe ruta 129 din Chișinău. Cu acești bani vă asigurați o călătorie într-un microbuz nou cu aer condiționat, în care pasagerii circulă în mare parte doar așezați. Când microbuzul de tip confort, așa cum îl numesc șoferii, ajunge în stație, oamenii au un moment de ezitare înainte de a urca, pentru că se deosebește vizibil de toate celelalte care circulă prin Chișinău. Odată urcați, pasagerii întreabă șoferul cât costă călătoria, apoi studiază vehiculul cu mare atenție. Cum vi se pare microbuzul? Ați urcat în... Îmi pare foarte bine. În sfârșit, la noi ceva a apărut măcar mai normal, unde putem să luăm loc, să călătorim liniștit. Și bine. Mi se pare bine. Spațios, luminos, aerul e, într-adevăr, e diferit de alte rutiere. Două astfel de microbuze au fost introduse pe ruta 129. Acestea dispun de aer condiționat și sunt construite în așa fel încât pasagerii să circule doar pe scaune. Mulți o plătesc câte 5 lei, sunt gata. În autobuzul dat să plătească și 5 lei. Spune că e foarte comod și bine. Orele de vârf până la 5 oameni loc. Călătorii spun că pentru astfel de condiții ar fi gata să plătească mai mult de 3 lei, prețul actual al unui bilet de microbuz. Aș plăti și 5 lei, dar cum se ridică taxa, se ridice și pensiile? 5 lei, mai mult nu cred.
Membrii ONG-ului din Chișinău care a venit cu această idee au creat și o pagină pe Facebook, anunțând că pasagerii își pot rezerva un loc la prețul de 10 lei pe călătorie. Pentru aceasta trebuie doar să contacteze șoferul. Pe viitor, reprezentanții asociației ar dori să introducă astfel de microbuze confortabile și pe alte rute. Zeci de bătrâni și familii sărace se vor bucura de un Crăciun mai îmbelșugat datorită multor oameni de bună credință și asociației de binefacere Caritas Moldova. Weekendul trecut, voluntari au reușit să adune 8 tone de produse alimentare, care vor ajunge de sărbători pe mesele nevoiașilor. Alexandra Sidorciuc are 74 de ani și locuiește singură în sectorul Botanica din Chișinău. Femeia este invalidă de gradul 2, iar cu pensia de 1400 de lei pe care o primește, nu-și permite să aibă o masă de sărbătoare așa cum se cuvine de Crăciun. Această pensie îmi ajunge pentru un tratament și serviciile comunale nu mi-ajunge să le plătesc. Îl le plătesc copiii și nepoții. Ia că asta-i. Așa e o societate acum la noi, e foarte greu de întreținut. Un ajutor de ăsta material, care nou ne-l acordă Caritas, noi suntem foarte mulțumiți și avem și întâlni un copil, un nepoțel. Într-o situație similară se află și Ana Bodrug. A muncit toată viața la Filarmonica Națională, iar acum locuiește de una singură într-o garsonieră din Chișinău. Luând în considerație prețurile și pensiile noastre, asta e un dezgalanș foarte mare. E aproape imposibil să-ți permiți o masă sărbătorească, așa după cum îți cere sufletul. Femeia are noroc de băiatul ei, care o ajută cât poate. Ei cu lucru, norme, fiul, nepoțelul la grădiniță, îl așteaptă al doilea nepoțel. Situația e complicată, știți, pentru copiii care, începând de la grădiniță, cheltuielile sunt mari, elevii și mai mari, toți adaugă cheltuieli și eu nu pun povara mea pe umerii lor. Produsele alimentare colectate în urma campaniei de binefacere urmează să ajungă în special la copiii și bătrânii aflați în dificultate. Este vorba despre cei care locuiesc în localitățile din nordul și centrul Republicii Moldova, inclusiv Transnistria. Noi avem proiecte inclusiv în Transnistria, vom merge și acolo, centrele noastre de copii, marea majoritate sunt în Transnistria, deci cu siguranță o mare parte din aceste pachete vor ajunge acolo. Pentru colectarea celor 8 tone de produse alimentare au fost implicați peste 300 de voluntari. Donațiile au fost făcute în magazinele din Chișinău. Au fost donate produse alimentare greu perisabile, care au un termen de valabilitate mai îndelungat, astfel ca persoanele beneficiare să poată să le folosească nu doar acum, dar și peste o săptămână, două, trei sau chiar o lună. În perioada sărbătorilor de iarnă, Caritas Moldova și-a propus să aducă un strop de fericire pentru 800 de familii nevoiașe. Fie că suntem mici sau mari, darurile lăsate de Moș Crăciun sub bradul de sărbătoare sunt cel mai așteptat moment din an. Uneori însă un cadou nepotrivit poate să provoace dezamăgire. Mai târziu, în telejurnal, găsiți sfaturi ale unor specialiști pentru alegerea darului perfect. Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat podul feroviar care leagă peninsula Crimeea de Federația Rusă. Construcția a fost dur criticată de Uniunea Europeană, care nu recunoaște anexarea Crimeei de către Rusia. Liderul rus a fost prima persoană care a traversat podul la bordul unui tren de pasageri. A făcut o campanie de imagine din acest moment, urcând în prima garnitură. A făcut apoi un popas în vagonul restaurant. Un moment similar s-a înregistrat anul trecut, când președintele Rusiei a inaugurat linia paralelă destinată traficului rutier. Acest pod este cel mai larg din Rusia și, în același timp, cel mai lung pod din Europa. Presa rusă vorbește despre construcția secolului. Podul de peste strâmtoarea Kerch, dintre Marea Neagră și Marea Azov, are 19 km lungime și a costat peste 3 miliarde și jumătate de dolari. Se estimează că 14 milioane de pasageri vor folosi anul viitor această rută. Construcția podului a fost una controversată, întrucât peninsula Crimeea a fost ocupată de Rusia în 2014, iar Ucraina consideră că acest pod reprezintă o încălcare a legislației internaționale. Într-un comunicat, Comisia Europeană a arătat că inaugurarea construcției reprezintă o nouă încălcare de către Rusia a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
Mișcările de proteste din Franța se agravează. Compania Petroineos a decis să închidă temporar rafinăria de la Martigues din sudul Franței. Măsura a fost luată după ce muncitorii, susținuți de marele centrale sindicale, au decis să oprească producția pentru a lua parte la protestele față de reforma sistemului de pensii. Sindicatele au anunțat că sunt gata să procedeze la fel și în cazul altor rafinerii. Cu o producție zilnică de 210.000 de barili, complexul de la Martigues este unul dintre cele mai mari din Franța. Petroineos este un joint venture între PetroChina și Ineos, care are cartierul general la Londra și deține două dintre cele mai importante rafinerii din Europa. Un bărbat a murit și 25 au fost răniți în urma unei puternice explozii care a distrus o benzinărie de lângă Zvornic, Bosnia-Herțegovina. Incidentul s-a produs în apropierea frontierei dintre Bosnia și Serbia. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar mașina a lovit una dintre pompe. S-a produs o explozie urmată de un incendiu puternic. Flăcările au fost stinse după câteva ore. Zona a fost izolată, iar traficul rutier a fost redirecționat pe rute alternative. Răniți au fost internați în spitalele din regiune. Momentul când Moș Crăciun lasă sub brad darul este cel mai așteptat din an. Cine vrea să-l ajute pe bătrânelul darnic ar trebui să fie însă foarte atent. Un cadou nepotrivit poate să provoace dezamăgire. Iar superstițioșii sunt convinși că anumite daruri pot aduce ghinion. Un training, o bluziță, o bijuterie. Putem oferi orice. Orice ne face plăcere. Și totuși e bine să fiți atenți atunci când îl ajutați pe Moș Crăciun să aducă daruri. Nu puneți pe lista animale de companie ori lucruri luate în grabă și care s-ar putea dovedi inutile. Putem lua un animal doar dacă știm sigur că cel care îl va primi își dorește și este pregătit pentru așa ceva. Nu facem cadou lenjerie de corp sau haine pentru că nu știm exact dacă vor fi potrivite sau nu. Poloverele, șosetele și papucii de casă ocupă locuri fruntașe în topul celor mai neinspirate cadouri. Pentru superstițioși, obiectele tăioase și ascuțite găsite sub bradul de Crăciun pot aduce ghinion, la fel și batistele ori fularele despre care se spune că pot duce la despărțire. Pentru a alunga ghinionul, ori de câte ori oferind dar un portofel, e bine să pui înăuntru și niște bani, cel puțin o monedă. Darul pe care îl faci trebuie să fie încărcat cu o energie pozitivă. Niciodată un dar primit și care nu ne place, nu îl dăruim mai departe. Mai degrabă îl vom dona sau căutăm pe cineva care are nevoie în mod clar de un asemenea obiect. Decorațiunile de Crăciun, băuturile sau dulciurile fine pot fi o soluție pentru cei care nu cunosc gusturile persoanei la care urmează să ajungă darul. Există și variante mai practice. Putem să compunem noi un cadou foarte potrivit. Este un cadou de efect. Dulciurile clar vor fi mâncate. Instalația poate fi utilizată și după sărbători în tot felul de aranjamente din casă, iar recipientul în mod clar poate fi utilizat pentru depozitare în bucătărie sau în altă parte a casei. Consider că trebuie să ne bucurăm de orice primim. Chiar dacă se spune că aduc ghinion, banii rămân în topul cadourilor dorite la orice vârstă. Ajutoarele moșului ar trebui să știe însă că e bine ca banii dăruiți să fie în număr impar dacă vrem să atragem norocul. În aceste zile de sărbătoare, turiștii au luat cu asalt agropensiunile din Republica Moldova. Vizitatorii, mulți dintre ei din străinătate, participă cu drag la diverse activități specifice sezonului. De exemplu, la coacerea Crăciuneilor. Îi vedem la treabă imediat în telejurnal. Brazi handmade, confecționați din cele mai neașteptate elemente, cum ar fi pliculețele de ceai, linguri din plastic și ciocolate, au putut fi admirați într-o expoziție găzduită de Pinacoteca Anteohcan Tămir din Bălți. Vizitatorii au rămas impresionați de lucrările create de micii artiști. Oameni de zăpadă din pahare de unică folosință, rend din polistern și brazi confecționați din cele mai neobișnuite elemente au fost realizați cu multă dragoste de copii și părinți. Am venit cu aceste superbe lucrări făcute de părinții și copilașii noștri. Chiar personal am fost și am lucrat cu ei în grupă și s-a primit ceva foarte frumos, că avem copii talentați și deosebiți. Am muncit, să spun așa, două seri la rând, pentru că am și un micuț care nu prea mi-a dat voie să lucrez așa non-stop. Dar asta că am făcut cu fiul cel mai mare, ca să simțim și noi magia sărbătorilor de iarnă. A fost ceva frumos pentru că bradul este simbolul sărbătorilor Crăciunului. Ne-am inspirat din internet. Expoziția de brazi handmade a fost realizată în premieră la Bălți.
Ne-am gândit anul acesta să pornim o nouă tradiție în municipiul Bălț, știind că în fiecare instituție de educație timpurie din municipiul Bălț se pregătesc frumoase expoziții tematice care se fac cu implicarea familiei, cu implicarea părinților, cu străduința piicilor care vor să demonstreze toate capacitățile sale și toată dragostea față de ceea ce fac, am propus să exteriorizăm aceste obiecte minunate, obiecte, eu aș spune, de artă decorativă în Pinacoteca Municipală. Evenimentul a culminat cu un concert dedicat sărbătorilor de iarnă. Ambasada României în Republica Moldova a răsunat astăzi de sunetul cristalin al colindelor de iarnă în ajunul Sfintei Sărbători de Crăciun. Copiii de la Liceul Mihai Eminescu din Dubăsari, singura instituție de învățământ cu predare în limba română din orașul controlat de forțele separatiste din stânga Nistrului, i-au colindat pe angajații misiunii diplomatice și le-au urat un an nou cu bucurii și realizări. Deschideți-ne portița, căci vinim noi de departe! Am venit la ambasadă să vă spun, dragi dignitari, despre o școală română, unica în Dubăsari, e Liceul Eminescu, cu elevi sârguincioși, toți îndrăgostiți de carte, la suflet și chip frumoși, după dadină străbună, a venit să colindez de nașterea lui Hristos, cu mult drag să vă cântăm. Urări, colinde și cântece de iarnă. Cu acest program au venit copiii în fața diplomaților români. Unele versuri au fost scrise special pentru această ocazie. Un an nou 2020 foarte bun tuturor, cu sănătate, multe împliniri și să sperăm că va fi sigur pentru toată lumea mai bine, cel puțin aici în Republica Moldova, în România, să fim cât mai mult împreună, să ne ajutăm cât mai mult și sigur să avem împliniri comune frumoase. Suntem foarte bucuroși, ne-am pregătit foarte bine și sperăm ca urările elevilor noștri să ajungă la românii de pretutindeni, să le aducă bucurie, sănătate, voie bună. Pentru drumul lung făcut și emoțiile trăite în timpul pregătirilor, copiii au fost răsplătiți cu dulciuri, cozonac și suc. Emoțiile erau bune, eu sunt bucuroasă că am venit în coa și e bine că ne-am gătit bine. Eu îi doresc să fiu sănătoși și să ajute unul la altul. Ne-am pregătit noi o săptămână, două. Emoții foarte, am avut foarte tare. La final, toți angajații ambasadei României în Republica Moldova au fost semănați cu grâu pentru a avea un an nou roditor. Astăzi s-a încheiat primul semestru al anului școlar. De mâine, elevii claselor primare, gimnaziale și liceale sunt în mult așteptată vacanță de iarnă. Ei vor sta acasă 15 zile și vor reveni în băncile școlilor pe 9 ianuarie. Cel de-al doilea semestru al anului școlar durează până pe 20 mai. Copiii vor avea următoarea vacanță în luna martie, timp de doar 4 zile. În cele peste 1200 de instituții de învățământ din Republica Moldova studiază aproximativ 340.000 de copii. Au rămas puține ore până la întâlnirea cu Moș Crăciun. Imaginele pe care le urmăriți sunt din Rovaniemi, Laponia, unde este casa moșului. A plecat în călătoria sa în jurul lumii pentru a împărtăși cu noi spiritul Crăciunului, bunătatea, magia, dar și darurile mult așteptate. Rovaniemi a ajuns un adevărat loc de pelerinaj în această perioadă, o întoarcere în copilărie pentru cei mari și una inițiatică pentru cei mici. Celor care nu au ajuns încă acolo, ne rămâne să-l așteptăm pe moșul darnic cu barbă albă, oriunde ne simțim acasă.
ajun de Crăciun, mulți doresc să își amintească atmosfera autentică de la țară, acolo unde s-a născut veșnicia. În aceste zile de sărbătoare, turiștii au luat cu asalt agropensiunile din Republica Moldova. Pe lângă odihna mult așteptată, vizitatorii sunt antrenați în diverse activități specifice sezonului, de exemplu, coacerea crăciuneilor. La pensiunea familiei Benzing domnește o atmosferă feerică de Crăciun. Turiștii sunt întâmpinați cu pâine și sare, după care își face apariția și o ceată de colindători. Veniți toți să cântăm până în zori, îngerii din rai toți se bucurau, pentru Domnul imnul ei cântau. Și cum azi e ajunul nașterii Domnului, gospodinele s-au grăbit să coacă crăciunei, iar în această activitate i-au antrenat și pe oaspeții de la pensiune. Pe Ludmila am prins-o chiar în momentul când pregătea aluatul. Fiert laptele, am bătut ouăle, măsat să odihnească pe vatră. Acum am făcut niște bileșoare, după asta le sucim așa și le învârtim. Uite așa, s-a primit un crăciunel, după asta îl punem în tavă, s-o odihnește că el trebuie să crească. Pe urmă lungem cu ou și îl dăm la cuptor. Și așa apar renumiții Crăciunei. În acest proces s-au implicat chiar și ambasadorii străini. Oficialii au recunoscut că totul părea ușor până au trebuit să împletească Crăciunei. It was indeed difficult, but I must say I appreciated very much and also to learn new techniques and to step into a new part of Moldovan culture. You know, I wasn't doing it right, okay? There's a very special technique that you gotta twist it a certain way and it works out just right. Ala Benzing, proprietara agropensiunii, spune că turiștii sunt încântați să participe la fel de activități specifice acestei perioade. Preferate sunt masterclass-urile culinare. În timpul toamnei avem programă cu culesul poamnei și tot procesul care de pregătire pentru vin, sucul, așa. În timpul verii poți participe la pregătirea conservelor, dulcețelor pentru iarnă. În ajun de Crăciun, turiștii au parte de bucate alese specifice acestor sărbători. Camerele sunt pregătite pentru a-și întâmpina oaspeții, iar decorul de sărbătoare a fost amenajat. Locuri libere nu mai sunt, pentru că toate rezervările s-au făcut din timp. Refuzăm când nu putem primi. Practic de pe toate continentele am avut oaspeți. E clar că foarte mulți sunt din România. Avem foarte mulți ultimul timp Japonia, Coreea, China. Numărul din ce în ce mai mare de turiști a convins pe localnici să-și transforme fostele case bătrânești în adevărate hoteluri rustice. Tot anul se renovează ceva, se mai extinde ceva, ceva se mai schimbă. Da, merg pași încet, dar sigur înainte. Sunt gospodăroși pentru că noi înșiși moldovenii suntem neam destul de primitor, cu tradiții foarte multe, cu o cultură bogată. Pentru o zi petrecută la agropensiunea din Orheiul Vechi trebuie să achitați 1600 de lei pentru două persoane. În acest preț sunt incluse cazarea și 3 mese pe zi. În acest an, deja peste 36.000 de străini au vizitat aceste meleaguri pitorești. La spectacolul susținut la Palatul Național din Chișinău de cântăreața și vloggerița Iuliana Beregoi s-au strâns jucării și haine care urmează să fie donate copiilor din familii nevoiașe și celor din orfelinate. Imagini de la concert vedeți mai târziu în telejurnal. Biologii danezi au tras un semnal de alarmă. Bufnița pitică, specie iubită în regat, este pe cale de dispariție. La începutul anilor 70 trăiau mai multe mii de perechi. La ultimul recensământ realizat anul trecut au mai fost identificate doar 13 familii. Păsările nu mai au surse de hrană din cauza dispariției insectelor. Cu ani de zile în urmă, bufnițele pitice puteau găsi viermi, greieri și diverse insecte. Combaterea dăunătorilor în ferme și chimizarea agriculturii lipsesc simpaticele păsări de hrană. Bufnițele pitice au dispărut aproape complet. Asociația pentru conservarea naturii din Danemarca, fermierii locali și alte organizații au lansat un proiect pentru salvarea speciei.
Muzeul de Preistorie din Valencia găzduiește o expoziție excepțională dedicată moștenirii culturale și sociale a vizigoților. Colecția include artefacte din peninsula iberică, dar și din alte țări. Expoziția se numește În timpurile vizigoților pe teritoriul Valenciei și are ca obiectiv prezentarea unei perspective unice asupra unei perioade considerată obscură. Sunt prezentate rezultatele excavațiilor din zonă, deși arheologii au reușit să scoată la lumină doar 230 de metri pătrați dintr-o așezare estimată a avea 5 hectare. En realidad, esta percepción oscura que tenemos de este momento, a través de las excavaciones y de los objetos que encontramos allí, podemos empezar a cambiarla y darle pinceladas de color. Au fost descoperite amfore din Africa sau Palestina, recipiente pentru uleiuri și parfumuri, materii prime din import. No eran unos seres bárbaros que venían aquí quemando, sino que eran cristianos desde el siglo IV, antes de entrar en el Imperio Romano ya fueron cristianos, y por ejemplo, una de sus características era que les gustaba mucho dar culto a los mártires. Componenta religioasă a expoziției include ceremonii rituale și funerare. Arheologii spun că atunci când au început săpăturile, cu 5 ani în urmă, se așteptau să găsească urmele unui castel sau ale unei fortificații. În schimb, a fost scos la lumină un întreg oraș bine organizat și amenajat și care avea o viață socială intensă. Un concert pentru fapte bune, așa poate fi numit spectacolul susținut la Palatul Național din Chișinău de cântăreața și vloggerița Iuliana Beregoi. Adolescenta și-a invitat spectatorii să aducă la eveniment jucării și haine, care urmează să fie donate copiilor din familii nevoiașe și celor din orfelinate. În ajunul celor mai iubite sărbători, de peste an, Iuliana Beregoi a creat o poveste la Palatul Național din Chișinău cu spectacolul Lara și Crăciunul Jucăriilor. Sala a fost arhiplină de copii nerăbdători să-i asculte melodiile și să prevească momente din serialul în care tânăra este protagonistă. Haide, deja mă plictisesc. Ia să zic ce parte. Pentru că Iuliana i-a încurajat pe toți spectatorii să aducă mici daruri care vor fi donate copiilor nevoiași, 10 de fetițe și băieței au decis să se despartă de jucăriile lor preferate și să le doneze. Un ursuleț. Și tu ce ai? Eu am un surcel. Voi le-ați cumpărat sau sunt jucăriile voastre, dragi? Jucăriile noastre. Și voi vreți să le donați? Da, dorim. Dar nu vă pare rău? Vă despărțiți? Nu, ne pare rău că sunt niște copii care părinții au dus la casele de copii, chiar nu ne-am imaginat niște dulciuri, niște jucării. Ce drăguț, cine te-a ajutat să împachetezi cadou? Familia. Familia, este un cadou din partea familiei, da? Da. Prietenii Iulianei Beregoi, care au fost pe scenă alături de ea, spun că vor însoți și la împărțirea cadourilor. Totul a început de la o prietenie și până la urmă am ajuns să facem am ajuns o familie mai mare și uite că am ajuns la așa concert, am ajuns să umplem sala, toată sala, ceea ce e foarte, foarte plăcut. La doar 15 ani, Iuliana Beregoi este o adevărată vedetă nu numai în Republica Moldova, ci și în România. Are o popularitate uriașă pe internet, iar piesele ei sunt îndrăgite de tânăra generație. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Pentru mâine, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 17 lei și 29 de bani pentru un dolar american. Cu 2 bani mai mult, moneda europeană se ieftinește cu un ban, astfel un euro va fi cotat la 19 lei și 16 bani. Leul românesc va valora 4 lei și 1 ban. Hrivna ucraineană rămâne la 74 de bani. Își păstrează cotația și rubla rusească, 27 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Bine v-am găsit! În loc de fulgi de zăpadă în ziua de Crăciun, vom avea parte de ploi în Republica Moldova, așa arată prognoza meteorologilor. La noapte, minimele vor oscila între 4 și 7 grade Celsius, iar mâine maxima va ajunge până la 8 grade și va ploua. Vremea va continua să se răcească. La Chișinău, minima din această noapte va indica 5 grade Celsius, iar maxima zilei de mâine va fi de 7 grade. Spre seară se anunță precipitații, iar în România, mâine, maximele vor oscila între 4 și cel mult 10 grade Celsius, iar la munte va cădea lapoviță. În vestul țării va ploua în continuare. Deocamdată atât, o seară cât mai frumoasă!
Jurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc și Crăciun fericit! La revedere!